În data de 21 august, la sediul instituției prefectului județului Călăraș, s-a desfășurat un briefing de presă la care a participat prefectul Marian Stoica, împreună cu secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Emil Dumitru. Vreau să vă mulțumesc la inițiativa secretarului de stat, domnul Emil Dumitru. Astăzi am fost gata de întâlnire cu toate structurile sectoriale de Ministerul Agriculturii din județul Călăraș. Au fost discuții aplicate cu specificul și obiectivul fiecarei entități, lucruri concrete, lucruri transmise ca și proiecții pentru viitorul apropiat de către domnul ministru și s-a convenit ca aceste întâlniri să aibă o frecvență pe care o vor cei prezenți, o vor stabili pe mână cu domnul ministru. Mulțumesc, prefect. Pentru publicul călărășean care nu mă cunoaște, sunt secretar de stat la Ministerul Agriculturii din luna aprilie. Numele meu este Emil Dumitru și sunt din comuna Chisele, județul Călăraș. Astăzi am avut o discuție cu instituția din subordinea Ministerului Agriculturii și am discutat ce face Guvernul României pentru fermierii României. Vom acorda despăduire la secetă. Vom da despăduire și crescătorilor de ovine, bovine și celor din apicultură, tocmai pentru că este un an foarte greu, o secetă nemai întâlnită. Vom începe plățile în avans la data stabilită de regulament, adică 16 octombrie, abia va fi pregătită să facă lucrul ăsta. Afirul, OJFIR-ul, va plăti toate proiectele care sunt contractate și vom încerca să îi ajutăm pe beneficiari acolo unde întâmpină probleme cu birocrația, derivare pe emiterea de tot felul de avize și autorizații și aici și instituția prefectului ne-a promis că va face o analiză a fiecărui proiect. Am prezentat și viitoarea proiecției bugetare pe ce înseamnă bugetul 2021-2027, aproximativ 23,8 miliarde de euro, ce măsuri vor fi finanțate și, bineînțeles, o veste bună care trebuie să ne oblige pe toți și anume că Ministerul Fondurilor Europene va aloca din programul de reziliență 5,5 miliarde de euro pentru refacerea infrastructurii principale de irigații, canale de irigații. Dar trebuie să fim pregătiți noi la nivel județean, la Călăraș, la nivel Călăraș, să aibă proiecte tehnice pentru fiecare amenajare de irigații, pentru că ele trebuie contractate până în 2022, la finele anului 70%. Mărturisesc că, uitându-mă pe sumele atrase de județul Călăraș pe fonduri europene, pe pilonul 2 de dezvoltare rurală, sunt undeva la 152 de milioane de euro și 310 beneficiari. Mi-aș dori să aducem mai mulți bani într-un județ care are un potențial fantastic agricol. Și principalii noștri, și critici, dar și parteneri, sunt fermierii, pentru că noi facem o singură politică, politica fermierilor, și credem noi că suntem datori să dăm explicații atunci când să dăm explicații și suntem datori să transformăm agricultura României dintr-o agricultură care produce materie primă într-o agricultură care să producă mâncare pentru consumatorul din România. Sigur, avem în județul Călăraș câteva ferme foarte bune și foarte puternice. Avem și industrie de procesare a cărnii, dar cred că se poate mult mai mult. Astea au fost discuțiile și îmi doresc ca odată la două săptămâni, poate chiar și presa să participe, că nu este niciun secret, să vedeți ce discutăm și cum punem problema. Eu, venind acasă la sfârșit de săptămână, îmi doresc foarte mult să văd județul Călăraș, cum e și județul Timiș sau Alba, unde sunt
sume mult mai mari atrase din fondurile europene și să ne depășim statutul de județ care nu a performat